2011 a fost un an cu mari provocări, dar a fost un an și cu mari reușite. Am continuat să investim în proiectele pe care le-am găsit începute atunci când am preluat conducerea acestui minister, dar în același timp am găsit resurse și pentru a promova proiecte noi. Raportându-ne la primele trei trimestre ale anului 2011, vorbim de o creștere în turism în medie de 17%. Este cel mai bun rezultat al nostru și un rezultat care pentru mine contează foarte mult, pentru că eu consider că turismul este cu adevărat șansa de relansare a economiei românești. Da, mersi. La aceeași perioadă a anului avem creșteri în construcții de 7%. Asta arată că a fost o bună decizie aceea de a aloca sume importante din buget investițiilor. Cu banii pe care i-am avut, am reușit să continuăm proiecte importante de reabilitări de drumuri, județene de interes local, proiecte care țin de construirea de infrastructură de utilități, rețele de apă, de canalizare, locuințe sociale. La sfârșitul anului 2011, de asemenea, putem să spunem că am reușit să ne menținem primii în ceea ce privește contractarea fondurilor europene, dar și plățile efective făcute din fonduri europene pe proiectele finanțate prin programul operațional regional. Pe lângă faptul că gestionăm un domeniu spectaculos, cu un potențial uriaș, cu rezultate extraordinare cum este turismul, acest minister se ocupă de proiecte care țin de creșterea calității vieții oamenilor, care țin de dezvoltarea comunităților prin programele ministerului, foarte multe programe pe care ne le derulăm, reușind să reabilităm infrastructura rutieră, infrastructură până la nivelul județean, drumuri județene, drumuri de interes local, drumuri comunale, să construim rețele de apă, canalizare, așa cum spuneam, să construim locuințe sociale, locuințe pentru tineri, să construim infrastructură sportivă. Ministerul acesta este singurul care mai investește în infrastructură sportivă, infrastructură sportivă care, de regulă, deservește instituții de învățământ. Al treilea domeniu, acela al atragerii fondurilor europene, este unul pe care pune mare accent și căruia acordăm o mare atenție, pentru că am înțeles de la început importanța aducerii banilor europeni în România. Într-o perioadă în care bugetul de stat, datorită constrângerilor create de criza economică internațională, trebuie să se încadreze într-un anumit deficit, deci banii pentru investiții sunt insuficienți, miliarde de euro pe care le putem aduce de la Uniunea Europeană sunt utile și cred că toți cei care gestionează fondurile europene trebuie să pună pe lista de priorități, în fruntea listei de priorități, trebuie să pună atragerea fondurilor europene în țară. Ne-am concentrat pe a finanța, în primul rând, programul de reabilitare de drumuri județene de interes local, programul de reabilitare termică a blocurilor de locuințe, programul de construire de rețele de apă canalizare, de construire de locuințe pentru tineri și am continuat să reabilităm clădirile de patrimoniu. Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului este de asemenea singurul minister care investește în reabilitarea clădirilor de patrimoniu. Poate că efectul acestui program nu este ușor de sesizat imediat, însă, din fericire, România are un patrimoniu arhitectural extrem de bogat și pe care ar trebui să îl folosim inclusiv în dezvoltarea turismului cultural, o nișă în creștere la în plan internațional. Am reușit, după mai bine de un an de zile, să obținem acordul Comisiei Europene, acordul Eurostatului pentru a demara programul de construire de locuințe pentru tineri cu fonduri private. În parteneriat public-privat,
Partenerul privat investește, construiește locuințele pentru tine din fonduri proprii, renunță și le recupereze din chiriile subvenționate, chiriile plătite de tine, chirii care sunt subvenționate de către autoritățile publice locale. În felul acesta sperăm să putem răspunde solicitărilor de peste 100.000 de la nivel național pentru locuințe pentru tineri. De asemenea, am încercat să găsim surse de finanțare pentru a iniția proiecte noi de reabilitare de drumuri, de construire de rețele de apă canalizare și, foarte important, pentru prima dată după 90, am demarat un program național de construire de creșe și grădinițe. Toate aceste proiecte sunt parte a programului Arhi Cunoscut, PNDI, Programul Național de Dezvoltare a Infrastructurii. La nivelul lucrărilor pe care le efectuează sau se finanțează de către minister, și este o diferență la care o să mă întorc puțin mai târziu, avem în acest moment cele mai multe programe de investiții la nivel național și probabil cele mai multe lucrări în toată țara, peste 2200 de șantiere și peste 5500 de lucrări finanțate din fonduri europene. În turism, așa cum spuneam, am avut o creștere de 17%. În valoare absolută, cifra este de 6.024.300 de turiști, din care 78,1% au fost turiști români și 21,9% au fost turiști străini. Printre investițiile pe care le derulează Ministerul, foarte importante sunt cele din turism. În subprogramul Ski în România, lucrăm la 12 proiecte de infrastructură de schi în județele Bihor, Brașov, Covasna, Hunedoara, Maramureș, Prahova, Suceava, Vâlcea. 4 dintre acestea au fost finalizate. Unul, cel mai mare proiect pe care îl derulăm, se va inaugura luna viitoare, deci într-o săptămână, și este extinderea domeniului schiabil de la Poiana Brașov. La subprogramul Dezvoltarea infrastructurii turiste din zona montană înaltă, 12 proiecte de infrastructură montană în județele Alba, Brașov, Zău, Caraș-Severin, Cluj, Dâmbovița, Mehedinți au fost în lucru în acest an, am finalizat 3. Iarăși, după 20 de ani, este prima dată când se realizează infrastructură în zona, în zona înaltă, montană, infrastructura turistică referință la cabane, refugii montane, cabane pentru salvamont, lucruri care se construiau sau investiții care se făceau înainte de 89 și care nu s-au mai făcut de atunci. Sub programul Dezvoltarea echilibrată și integrată a stațiunilor turistice balneare, 5 proiecte de infrastructură balneară în județele Harghita, Mureș, Sibiu, Vâlcea, 5 finalizate. Sub programul Dezvoltarea echilibrată și integrată a zonei turistice din Delta Dunării și a stațiunilor de pe litoralul Mării Negre, 5 proiecte de infrastructură pe litoral și delta, în județele Constanța și Tulcea, finalizate 2 proiecte. Am finalizat și am recepționat portul turistic de la Sfântul Gheorghe din Delta Dunării. Aș spune că investițiile din Delta Dunării au adus cea mai mare creștere a unei destinații de turism în acest an, 45% creștere a numărului de turiști în Delta Dunării. Sub programul Dezvoltarea infrastructurii turistice culturale, am avut 2 proiecte de infrastructură culturală în județele Mehedinți și Mureș. Sub programul Dezvoltarea infrastructurii turistice în mediul urban, 2 proiecte de infrastructură de agrement, pentru care s-a alocat suma de 11.400.000 de lei în județele Neamț și Tulcea. În ceea ce privește marketingul și promovarea turistică, am continuat să promovăm România prin brandul turistic național pe care l-am realizat în 2010, atât cu fonduri din bugetul de stat, cât și cu fonduri din programul operațional regional, deci cu fonduri europene.